Mă aflu aici în atelierul de creație Black Swan pentru a găsi o ținută potrivită pentru Revelion. După cum știți și voi, Revelionul este o ocazie foarte specială și foarte frumoasă, unde trebuie să fim glam, cât mai glam și cât mai frumoase, nu? Avem aici cu o rochiță foarte, foarte drăguță, neagră. Negrul nu este niciodată din tendințe, din câte știu eu. Știți voi acea little black dress despre care se spune că trebuie să o aveți mereu în garderobă. Dacă v-ați dori să fiți îmbrăcate, nu știu, în pantalon de Revelion, de ce nu? Este o salopetă foarte drăguță și foarte sexy. E și o rochie scurtă, cu ceva danteluță. Trebuie să vă gândiți și în funcție de ceea ce vreți să emanați la eveniment, dacă trebuie să fiți mai jucăușe, mai sexy, mai elegante, mai serioase. Mie îmi place foarte mult verdele. La fel, vaporoasă și sexy și un pic transparent, adică foarte sexy, ar putea spune. Dar fetelor trebuie să îndrăzniți, pentru că este seara de Revelion și trebuie să fiți cât mai frumoase și cât mai sexy și cât mai provocatoare. Și, bineînțeles, pentru o fată sau o doamnă, sau nu știu eu, care vrea să iasă așa puțin din tipare, ar alege o rochiță așa. Poate mai îndrăzneață, primul de dans, care să danseze și să lase în urmă toate privirile mai răutăcioase sau mai invidioase. Deci dacă sunteți o femeie puternică, puteți să alegeți cu siguranță așa ceva. Mie personal îmi place foarte mult această ținută. Mi se pare o ținută potrivită pentru o persoană care vrea să se simtă sexy și în același timp o persoană dinamică, pentru că ne putem mișca foarte bine, putem să dansăm, să ne simțim libere în seara de Revelion și mie îmi place foarte mult. Simona, te-ai hotărât asupra ținutei pe care o vei purta în seara de Revelion? Să știi că mi-au plăcut majoritatea ținutelor și m-am regăsit în fiecare dintre ele, dar totuși, pentru că sunt o persoană mai dinamică și îmi place mult să dansez, o să aleg ținuta argintie, adică salopeta aceea argintie foarte glam, așa, foarte shiny. Știu că anul acesta te-ai căsătorit. Cum s-a schimbat viața ta? Păi, nu pot să zic că sunt mari schimbări față de cum era înainte și nici nu mi-aș dori să fie mari schimbări. Știi cum se spune, că după ce te căsătorești nu mai este totul la fel de roz și de frumos, dar la mine este încă totul roz și frumos, așa că e bine, e foarte bine. Planuri mărețe sunt întotdeauna, îmi doresc în primul și în primul rând să fiu sănătoasă, pentru că ăsta este cel mai important lucru. Iar apoi, bineînțeles, vor urma piese noi, frumoase. Este și un bebe în plan? A, nu! Nu este un bebe încă în plan. Bebele este în plan mai îndepărtat, nu acum, dar mie îmi plac foarte mult copiii și bineînțeles că la un moment dat o să vină. Să dea Dumnezeu să fie un an cât mai bun, cât cu pline evenimente reușite, plin de evenimente reușite și la mulți ani și un an nou foarte, foarte, foarte bun vă doresc!